Din nou în direct, incidente grave la un meci din Franța. Autocarul care aducea echipa din Lyon la stadionul Velodrom pentru meciul cu Olympique Marseille a fost atacat cu pietre de suporterii din Marsilia. Geamurile autocarului au fost sparte, iar antrenorul lionezilor, Fabio Grosso, a fost rănit la față. Autocarul celor de la Olympique Lyon a fost de mai multe ori încetinit pe drumul care ducea spre Stade Vélodrome, iar atunci când a ajuns în apropierea arenei a fost atacat cu pietre de fanii lui Marseille. Mai bine de jumătate din geamurile autocarului au fost sparte. Pe lângă autocarul cu delegația lioneză, huliganii din Marseille au atacat și trei autocare cu suporteri ai lui Lyon în momentul în care s-au apropiat de stadionul Vélodrome. Antrenorul principal al lionezilor, italianul Fabio Grosso, a coborât din autocar la stadion cu fața sângerândă, iar secundul său, Raffaele Longo, a fost lovit la un ochi. Liga profesionistă franceză a luat decizia suspendării meciului după incidentele petrecute cu aproape o oră înainte de începutul meciului de pe Stade Vélodrome. Peste 60.000 de fani erau deja pe stadionul Vélodrome, existând ciocniri între aceștia și forțele de ordine franceze.